TLC. 'Cause we are family. I got all my brothers with me. We are family. Come on everybody and see. Everyone can see we are together as we walk on by. And we fly just like birds of a feather. I won't tell no lie. All of the people around us, they say, can they be that close? So let me state for the record, we give it love in a family dance. 'Cause we are family. I got all my brothers with me. We are family. Come on everybody and see. Salutare, bun venit la Familion. Să știți că vorbim astăzi despre o familie în care membrul cel mai important, tatăl, bunicul, artistul, este cel care e și tare bun prieten cu echipa TVR Iași. 70 de ani de viață, 50 de ani de carieră și cum altfel decât cu arcușul în mână. E vorba despre un dirijor, un compozitor, un violonist care și-a pus amprenta pe destinul ansamblului folcloric studențesc Doina Carpaților din Iași. Și-a scris așadar povestea în lumea asta a muzicii populare, a respectului față de tradiție și față de folclor. Și tocmai pentru acest motiv noi îl îmbrățișăm și vrem să-i cunoaștem astăzi familia. Invitatul meu de astăzi, Marinică Bodea. Da, în primul rând, salut mâna și mulțumesc pentru invitație. E o bucurie pentru mine să fiu alături cu soția și cei doi băieți. Mi-aș fi dorit, sincer, să fie și nurorile și cei patru nepoți. Păi ce făceam? Îmi cunoști familia. Știu, da. Ne-am întâlnit de atâtea ori. Dar e bine și că suntem în această formulă mai restrânsă și că probabil că o să ne descoși așa, să ne afli câte mai multe eu din nu familie. Eu nu pot să vă spun de la început ce o să se întâmple. Așteptăm întrebările tale. Dar vreau să vă spun așa, că tare mult aș vrea să nu vă întreb pe dumneavoastră prea multe. Vreau să povestească cei care n-au povestit până acum. Ce m-aș bucura. Așa, haideți să încercăm. Să fie și ei prezenți, da? Și să elimine și emoțiile. Pentru că na, emoțiile sunt firești. Așa, nu e ca în cazul dumneavoastră după 50 de ani în fața publicului. Și atunci sunt emoții, pentru că cel care nu are emoții nu e sincer și nu transmite mesajul telespectatorului sau chiar al spectatorului în timpul spectacolului. Doamna Stella, bine ați venit. La microfon, vă rog. Așa. Mulțumesc. Da, deci ăsta este microfonul. Dumneavoastră vorbiți la el, vă ascultă și telespectatorii, aude și domnul Marinică Bodea și mai bine ceea ce aveți de spus. Și vreau să vă întreb așa. Cum e să fii căsătorită de 40 și de ani? 6 cu Marinică Bodea. Dacă răspundeți la întrebarea asta, cred că putem să terminăm și emisiunea fără să mai discutăm mai mult. Ce să spun? Nu-i nici greu, nu-i nici ușor, dar este frumos. Da? E o viață totdeauna într-un ritm în care nu te aștepți să te afli în fiecare zi. În fiecare zi se schimbă câte ceva, apare ceva nou. Așa-i cu un artist? Așa-i cu el. Așa a fost interes. Întotdeauna. Cu surprize inedite de la zi la zi. Cu momente mai plăcute, mai puțin plăcute. Înseamnă că sunteți o doamnă cu o personalitate foarte puternică, care a reușit să-i facă față și care l-a ținut pe linia de plutire, că altfel artistul... Ai nevoie, Laura, este jumătatea de care ai nevoie. Un artist are foarte multe probleme, trebuie să fie înțeles de familie, de soție și eu consider că în cei 46 de ani, da, peste 4 ani vom face și nunta de aur, cei 50 de ani de căsătorie, e nevoie de sprijinul familiei, de soție și de partea copiilor, a nurorilor și chiar de cei 4 nepoți. Vă dau energie, cei 4 nepoți știu sigur. Am văzut și mă topesc. E clar că abia acum vă încărcați cum trebuie. Mă topesc și mă încarcă pozitiv. Târziu,
Nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd pe alt drum. Te chem acum. Locul tău ca un arbore de argint mi-a amintit că povestea noastră fără de sfârșit va încununa într-o zi iubirea mea și a ta. Tu ești primăvara mea cu ochi de stea și mâini de flori, de vrei orice nori, tu îl alungi peste zări cu glas de dor. Tu ești primăvara mea, lumina mea și dulci chemări departe spre zări cu glas de dor. De două. Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu când ai să vii. Te ating și un fragil contur se destramă în vânt. Și ești un nor și iar te pierd, ești un gând amăgitor. Ai plecat și ai lăsat închisă floarea și-o purtai bucuria întreaga soarelui de mai și ai ascuns un dor în taina stelelor. Ești primăvara mea cu ochi de stea și mâini de flori, de vrei orice nor, tu îl alungi peste zări cu glas de dor. Tu ești primăvara mea, lumina mea și tuci că departe spre zări cu glas de dor, de Îi salut și pe Cristi și pe Bogdan. Bine ați venit pentru prima dată la televizor. Bună. Da, noi suntem pentru prima oară. Așa. La o filmare, la o emisiune de acest calibru. Când v-a spus mai ales pentru zona noastră a Moldovei, e o emisiune frumoasă care mi-e drag să urmăresc. Mulțumesc tare mult de invitație. Ce sau cum a sunat propunerea, după ce am vorbit eu cu domnul Marinică Botea, cum a sunat propunerea lui pentru voi, ca să veniți la Familion? Da, acum ceva timp în urmă, câteva zile, două săptămâni, am fost sunat că o să trebuiască să merg, nu că așa, am o altă că opțiune. Ai vreo variantă. Aici da, voiam nu să aveam, ajung. Nu am nicio altă opțiune. Eram sigură de asta. Și am spus, sigur, ne pregătim. Deja stăteam și mă gândeam ce o să trebuiască să spună, pregătiți-mă așa. Așa, o să vedeți, vă stați încet. Și vorbele, cum se zice. Încet, încet. Bogdan? Bună seara, da. Am fost tot așa a sunat și... Foarte, foarte surprins. Eu am avut emoții din primul moment de când mi-a zis tati. Este pentru prima oară și pentru mine la televiziune, la o emisiune de acest calibru și mulțumim pentru invitație.
Nefiind în domeniul muzical, pentru mine a fost o surpriză. Ok, păi vorbim despre tati nu... și... Vorbiți despre tati. Da. Deci tati sunteți domnul Botea. Eu așa îi spun. Dacă sunt în grădina mea, normal că s-ai mei, nu? Și trebuie să-mi spună tati, nu? Tati, dar e așa, e un alint, adică e tare frumos. Da, păi, eu chiar le spun, el e cu colegii lucrând într-un domeniu, în afară de muzică, deci într-un domeniu, în IT, ca să, da, să păi spunem acum. Păi avem aici acum un IT-ist, un economist, doamna tot economist. Da, așadar, ce căutați dumneavoastră în familia asta? Economiștii mă întrebau cam câți bani aduc de la evenimente, de la spectacole, din turneele din străinătate. E o glumă, nu? Sigur, sigur. Dar totuși v-a folosit un economist la dreapta dumneavoastră. Sigur că da și îi mulțumesc chiar și în acest cadru. A fost și cred că va fi în continuare și sunt mândru, Laura. Am o familie frumoasă. Pentru mine familia înseamnă totul. Înseamnă un dar, o binecuvântare, o instituție de care societatea are nevoie. De unde ați plecat? Câți frați sau surori mai aveți? Sau cum era familia? În ce familie ați copilărit? Bine, eu sunt născut în mediul rural, într-un sat și comună. Păi și acolo e cel mai frumos. Ai copilăria. Așa, eu zic că eu am avut o copilărie până la 11 ani, așa cum era în mediul rural, dar de la 11 ani, dintre a patra, când am intrat la școala de muzică, pentru mine n-am fost copilărie. Am fost dat la școala de muzică, așa era conceptul sau viziunea unor oameni simpli din mediul rural să mă dea la școala de muzică pentru că aveam o vecină, Catrina, așa. Și bădie Năstase. Deci, așa chema pe tata? Năstase, da, așa. Botea Năstase. Se folosea apelativul bădie. Folosea bădie, sigur că da. Are talent, Marinică. N-ar fi bine, era la școala de muzică în Roman, n-ar fi bine să-l dai? Și m-a dat la școala de muzică probele care erau atunci în perioada și cred că și acum sunt aceleași probe. Gata, a reușit cu 10 la violoncel. Eu, copil de țăran, n-am văzut în violoncel în viața mea. Mi-a arătat violoncelul. Am început să plâng. Nu e normal, dar nu văzut în violoncel. Părinții erau acolo, Dumnezeu să-i odihnească. Nu, eu vreau la vioară. Dumnezeu să-l odihnească pe un profesor din comisie. Îl iau eu, mă angajez în fața comisiei, dar trebuie să dea 2 ani într-un an. Ei, de atunci, dintre a patra, pentru mine, sincer, n-a fost copilărie, dar a fost frumos. Cu rezultatele s-au văzut. Voi a trebuit să vedeți de instrumente, a trebuit să demonstrați ceva sau drumurile voastre au fost total diferite de muzică de la bun început? Că tot vorbea tata de talent, la mine se pare că n-a fost cazul. Așa. Nu am urmat o carieră în domeniul muzical, dar am avut o inclinație din partea mamei, fiind bun la matematică. Plăcându-mi informatica și programarea încă din gimnaziu, am dezvoltat o carieră în IT, după cum a menționat și tata. Totuși, prin călătoriile alături de tata, atât la festivaluri internaționale și naționale, mi-am dezvoltat o pasiune pentru descoperirea țărilor și culturilor diverse din lume și aș spune că călătoriile sunt una din hobby-urile mele preferate și sunt recunoscător lui tata pentru toate experiențele acestea. Mansarda mea în nopți la rând, cerul îl privesc suspinând și mă prinde un dor de un sat înmulțpitit unde am copilărit. Cu privirea vreau să-l dezmien și în amintiri să mă pierd, iar în zor de zi sub un soare înrăsărit să mă simt iar fericit. Mi-e dor de acasă, mi-e dor, mi-e dor de tinda cu cireșul înflorit. Mi-e dor de o fată, mi-e dor,
mi-e dor de fata ce am iubit. Stelele și luna mă întreabă într-una să viu iar la voi, să viu înapoi. Mi-e dor de acasă, mi-e dor, mi-e dor de vremea când eram fericit. Mi-e dor de acasă, mi-e dor, mi-e dor de tinda cu cireșul înflorit. Mi-e dor de o fată, mi-e dor, mi-e dor de fata ce am iubit. Stelele și luna mă îndeamnă într-una să viu iar la voi, să viu înapoi. Mi-e dor de o fată, mi-e dor, mi-e dor de fata ce am iubit. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Familia Giurgea, spuneam, mai exact, Corina Giurgea, alături de Andrei și Iris Soriana. Bun venit! Acela este microfonul tău, da. Și desenul, vrei să-l arătăm din prima, desenul pe care l-ai făcut astăzi la grădii? Are l-arătăm? Microfonul? Spuneam că v-ați cunoscut în studenție, când aveați curiozitățile, visele, întrebările voastre despre lumea asta, ați considerat probabil că ajungând jurnaliști o să găsiți toate secretele, nu? O să găsiți tainele acestei meserii și ale acestei lumi și o să le dați mai departe. Și până la urmă ați găsit taina unei iubiri frumoase și a construcției unui festival care a devenit brand de Iași, Serile Filmului Românesc. Bine ați venit la noi încă o dată! Bine v-am găsit! Ne bucurăm că ne-ați invitat! Ce e cu tati? E bine? Acolo e microfonul, da? Și trebuie să avem grijă de el. Acest festival aș putea spune că ne-a unit, ne-a adus împreună și iată că chiar la un moment dat colegii glumeau atunci când Iris încă nu era printre noi fizic, că voi o să aveți un copil și o să-l numiți festival. Pentru că mergeam peste tot, eram în pline organizări și în pline etape. Păi și care a fost primul cuvânt al Orianei? Film? Cinema? Tata. Tata? Am înțeles. Cred tata că ai microfon acolo. Tata care se ocupă de festivalul de film e cumva în prim plan de fiecare dată. Anul acesta, a 15-a ediție, o ediție aniversară cu adevărat. Așa este, da. În care știu că o să avem la Iași invitați care mai de care mai interesanți. Asta încercăm între 31 iulie și 4 august, având 15 ani de SFR, încercăm să-i readucem la Iași pe toți cei care au fost sărbătoriți la festival de-a lungul anilor, pe cei care mai sunt din fericire printre noi, pentru că o parte au plecat acolo sus în stele, și va fi așa o retrospectivă, aș putea spune, dar dacă toate lucrurile și astrele se așează, va fi o ediție pe care nimeni nu va uita, vă spun, vă garantez. Bun. Până la ajunge la această a 15-a ediție a festivalului, până să ne gândim la câtă muncă a însemnat tot acest festival de-a lungul timpului și nu numai, pentru că mai vorbim și de filmul și de festivalul de psihanaliză și film, de cinema Ateneu, de multe alte proiecte în care te-ai implicat. Și festivaluri în toată țara, pentru că asta face Asociația Artist, cea pe care noi am fondat-o. Încercăm să mergem cu produse culturale de calitate, poate în comunități unde nu ajung prea des astfel de evenimente. Corina, tu vii de dincolo de Prut,
Ai visat întotdeauna să ajungi în România, să ajungi la Iași. Cum au fost primite ai pași aici? Chiar astăzi, înainte să vin aici, povesteam cu colegii mei că mă trezeam dimineața când eram mică și vedeam dincolo de Prut, din pragul casei mele se vedea mitocul botoșanilor. Și îmi doream dintotdeauna să fiu acolo, pentru că mi se părea că e mult mai bine și că e un fel de paradis aici. Și ceea ce am și văzut când am venit, de altfel mă miram de ce toată lumea vrea să plece când eu abia am ajuns. Și da, dintotdeauna mi-am dorit să fiu aici. Și ți-ai descoperit paradisul acela la care ai visat, aici, la Iași? Da, da. Cum a fost, sau cum ai făcut alegerea de a studia jurnalism la Universitatea Alexandru Ion Cuza din Iași? Pe atunci când am dat eu la facultate, se intra cu dosar la ambasadă. Am dormit două, spun fix etapele, am dormit două nopți sub gardul ambasadei, ca să spun așa, din Chișinău. Am stat cu dosarul în mână, aveam trei opțiuni. Și știind că sunt drăgostă de Iași de mică, am pus prima dată Iașiul. După aceea Cluj, după aceea București. Am zis că dacă nu e Iași, ne ducem mai departe. Dar a fost să fie, că s-a intrat pe medii, pe note, era acolo o aritmetică și a fost bine până la urmă. A avut un rost dormitul meu sub gardul ambasadei. Și a avut un rost dormitul tău sub gardul ambasadei pentru că, uite, la un moment dat l-ai cunoscut pe Andrei. Unde s-a întâmplat asta? S-a întâmplat când m-am dus la Asociația Studenților Jurnaliști. Nu prea îmi doream, deja toți colegii mei erau acolo din an, de la facultate. Deci nu a fost mare tragere de inimă. Nu, m-am dus din curiozitate să văd ce tot face lumea la ASJ. Așa. Că se tot vorbea de ASJ de asta. Da, se întâmplau lucruri acolo, se învârteau. Eu aveam alte planuri, dar când m-am dus acolo mi s-a părut că îmbină cam tot ce aș putea eu să acumulez. Oricum aveam un mediu propice, pentru că veneam dintr-un loc în care nu se întâmplau lucruri și eram și foarte săracă, ca să spun așa, în proiecte și în tot ce făceau ei. Mi se părea absolut minunat ce se întâmplă, că poți să faci facultate, dar poți să faci și lucruri practice. Și am rămas, adică m-am zis din curiozitate, am zis că nu rămân, dar am rămas cam singura. Tu ai simțit, Andrei, când a venit Corina, că a venit așa nu foarte convinsă de ce se întâmplă la ASJ? Eu țin minte cum a intrat în vestita sală 230 a Căminului Gaudeamus, că acolo aveam noi sediu. Așa. Noi deja eram în plină ședință și auzim deodată că cineva bate la ușă și a întârziat și a intrat ea toată cu un zâmbet. Cu ăsta m-a fermecat așa din prima cu zâmbetul și de atunci am ținut o minte și am zis că uite cineva care a întârziat dar vrea să cunoască ce facem noi aici. Așa și? Am adus bomboane bucurie, așa, treptat ne-am prieteni. Recent fusesem în orașul în care ea studia la o nuntă a celui mai bun prieten de-al meu, în Edineț, și nu știu cum venise vorba, păi zic, păi eu am fost acolo acum două săptămâni, nu pot să cred că eu acolo învăț, păi uite, am învățat, da. Și bineînțeles, de la vestitele bomboane am ajuns să ne cunoaștem și uite, așa am legat o relație frumoasă care a dus la ceea ce am făcut până în momentul de față, că apropo că spuneați de SFR, și am dus 15 ediții împreună. Practic, de la început suntem în această echipă. N-a lipsit niciunul din echipă. Nu. Voluntarii s-au mai schimbat de-a lungul timpului, s-au și ceilalți colegi echipa, din echipă, dar noi doi suntem de la început. Și practic tot ceea ce am clădit noi în toți acești ani, mi-am dat seama acum când pregătim a 15-a ediție, că tot ce am făcut și ce facem e o școală pentru tineri, pentru că noi doar cu ei lucrăm. Ei acolo fac marketing, PR, învață să scrie, să stea de vorbă cu partenerii, cu sponsorii, și atunci ne-am dat seama că cred că facem bine ceea ce facem, pentru că sunt puține asociații care își permit, între ghilimele, acest lux, dar are ceva locul ăsta care ne adună pe toți și facem asta în timpul nostru liber, pentru că fiecare coleg are alt serviciu, pentru că trebuie să fie viața roz, ca să zic așa. Trebuie să spunem despre Corina că ea lucrează într-o librărie extrem de iubită în întreaga țară și acolo organizează ea însăși diverse evenimente foarte așteptate, se citește în librărie, vin oameni interesanți, organizezi întâlniri cu scriitorii, le moderezi. Cartea ție e aproape, filmul, cartea, sunt aproape zi de zi. Și gândeam că, uite, dacă ne luăm așa pe fiecare în parte, probabil nu e foarte diferită viața noastră de ceea ce făceam în copilărie. Că fix asta făceam doar ca acasă la mine. Tot cu cărți, îmi imaginam că sunt cu scriitori, că sunt cu oameni cu care vorbesc.
Și doar că am schimbat un pic proporțiile acum și îmi place foarte mult și îmi place că practic am dublat ce am trăit în copilărie, practic. Ce au spus ai tăi când au aflat de hotărârea ta, de dorința ta de a veni în România? Ei știau că eu eram de foarte mică. Eu am și crescut cu TVR-așul, e o poveste așa mai veche pe care o tot repet, că TVR-așul era cam singurul post după TVR1 care arăta lucruri de aici și pe care îl prindeam dincolo de posturile de acolo. Și știau că sunt drăgostită de ea și de emisiunile cu care mă trezeam dimineața, de matinalul de la TVR și de Mână cu Oana și așa mai departe, pe Oana pe care am întâlnit-o mai apoi. Adică, ceasul deșteptător, da? Da, prezentată de Carla, da, Tompea, sigur. Da, Carla, care mi-a fost după aceea profesor. Da. N-au fost mirați nicio secundă de alegerea asta și nici nu m-au oprit, m-au susținut mereu. Important e să mai adăugăm și faptul că amândoi ați trecut la un moment dat prin luminile reflectoarelor TVR Iași, ați colaborat, Andreea a prezentat emisiunea Bună dimineața Moldova, Regional Cafe, așa. Muzica ta, așa muzica am început. Ta, sigur eu că fiind da. Cu muzica rock, prima mea emisiune la TVR Iași a fost cu un artist de muzică populară, deci am fost din prima bine, da? Acolo unde trebuie. Păi, trebuia să arăți că ai capacitatea exact. De a fi flexibil. Exact, dar mi-a plăcut cu cine am lucrat, cu domnul Vasile Pohoață, corect. De la care am avut multe lucruri de învățat, adică am trecut așa prin toate etapele, dar a fost o perioadă foarte frumoasă și recunosc că și în 2024 sunt persoane care mă opresc pe stradă și spun, vă știu, dar încă sunteți la TVR Iași. Zic, da, dacă m-ați văzut. Așa cu sufletul exact. Poate ai rămas, nu? Și Corina realiza emisiunea U Campus, da, o studentă da. Care știa cum să ia pulsul vieții din cămin, nu? Sau a petrecerilor da. Studențești sau a întâlnirilor interesante. A fost o perioadă, cred că un an și ceva, în care am crescut foarte mult și dai seama eu care am crescut cu TVR Iașu, am ajuns să lucrez aici și pentru mine era chiar o mare realizare, adică, da. Dincolo de ce înseamnă să organizezi un festival, dincolo de toate câte le-ați învățat de-a lungul timpului și l-ați crescut și l-ați dus și dincolo de granițele Iașului, pentru voi, când închideți o zi de treabă și vă duceți acasă, tot despre film se vorbește? Tot despre organizări, tot despre oameni invitați? În principiu încercăm să evităm aceste discuții acasă, pentru că, iată, toată ziua vorbim, toată ziua suntem pe telefoane cu astfel de situații, dar vrând nevrând ajungem să discutăm și despre filme, și despre festivaluri, și în ultima vreme ne însoțește și Iris, pentru că ea merge cu noi de la 6 luni, am încercat să o luăm cu noi peste tot, să nu ne despărțim foarte mult de ea. Și la 6 luni a fost la primul festival, deci a mers cu noi într-o deplasare, la Feldioara, lângă Brașov, că noi facem acolo un festival în fiecare an. Și a fost foarte, foarte încântată, adică s-a comportat foarte bine în mașină, a fost în regulă. Și de atunci tot mergem împreună. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. In the morning when the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. Come on. Now I'm in trouble and I got no friends. I know she's staying with me right to the end. People ask me just how I know. I smile at them and say she told me so. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I call her on the telephone and I tell her that I'm all alone, all I gotta do is count from 1 to 4. I hear her at my door. In the evening when the sun goes down and there ain't nobody else around, she kisses me and then she holds me tight and says that it will be alright. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. Thank you.
the telephone and I tell her that I am all alone. All I gotta do is count from 1 to 4. I hear her at my door in the evening when the sun goes down and there ain't nobody else around. She kisses me and then she holds me tight and says that it will be alright. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. 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 Jucat la teatrul pentru copii și tineret Luceafărul, de aici, din Iași. Dar și acasă faceți exerciții, cred eu, și repetiții fără încetare, pentru că aveți un specialist. Când lucrăm la un spectacol, ne raportăm un pic și la el. Așa, dacă reușiți să-i atrageți atenția? Nu neapărat, dacă înțelege cât de cât informația pe care încercăm să o redăm pe scenă. Și publicul atât... vostru are vârsta cuprinsă între... Păi mai nou pornește de la foarte mici, de la 2 ani, un an jumate, 2 ani, până când sunt adulți chiar. Dar recent am făcut un spectacol dedicat copiilor foarte mici, de la un an jumate, 2 ani, un spectacol non-verbal, mai liniștit, așa aș putea spune. Am înțeles. Aventura Capitanului Vic în lumea reală, spectacolul de teatru radiofonic pentru copii, School featuring Cool, Legume, o altă piesă de teatru pe care ai scris-o tu. Ai interes pe zona asta de a crea poveste pentru copii. Ai mers cu tatăl tău la spectacol? Da, la Gricolorat. Și e priceput tatăl tău pe scenă? Gricolorat este cu sentimente, furie, tristețe, bucurie. Așa. Frică. Tu ai avut toate aceste sentimente? Cel mai des ce simți tu? Toate sentimentele, adică furie, teamă, uh-huh, bucurie. Dar când, de exemplu, teamă, frică, când simți? Dacă vezi, să zicem... Nu prea știu. Nu prea știi, dar bucurie, când simți bucurie? Când sunt așa mai calm, așa simt bucuria. Da, dacă ți-a mama și tata ți-au, de exemplu, o înghețată, ești bucuros? Acolo e... Dar sunt răcit și nu pot să mâncă. Acum ești răcit. Dacă nu mai sunt răcit, mănânc o înghețată. Dar când mergi la teatru, te bucuri? Ai mers cu colegii tăi la teatru? Cu colegii de la grădiniță n-ai mers la teatru? Nu, am chemat colegii de la grădii. Așa. Adică copiii mei de la grădii i-am chemat acasă la mine. Auleu, și ce petrecere a ieșit? De ziua ta i-ai chemat? Da, era cu mulți copii de la grădii. Așa, erau ce-ați tot făcut? Copii. Și ce-ați făcut la tine acasă? L-am jucat cu copii. Dar ce, cum v-ați jucat? Nu vrei să-mi povestești și mie despre un joc? E, de asta de mult, a fost de mult. De mult când? De mult? De mult? Da, de mult, de mult. Da, ține microfonul ca să te aud, că eu nu te aud. Uite, urechea asta mea te aude doar dacă tu ții microfonul. Când de mult? Când făcea plopul pere și Răchita micșunele? Atunci de mult. Am înțeles. Ce ai făcut tu? Uite că mama șoptește. Hai, amintește-ți că nu ești așa bătrân. Ești bătrân? Da. Da? Câți ani ai? Păi da, dar uite că telespectatorilor nu le-ai spus. Uite, acolo vezi, acolo unde vezi tu camera, de fapt în spatele camerei se ascund niște oameni, mulți, mulți oameni care se uită la tine acum. Spune-le lor câți ani ai. 4 ani și 4 luni. Am înțeles. Și când va fi ziua ta, vei face o petrecere? Și vei invita toți copiii? Da. Și mă invit și pe mine? Poți să-ți aduc un balon? Nu, cred că nu, pentru că o să fie o zi grea. Pentru mine sau pentru tine? Pentru tine, pentru că o să fie o zi grea. Am înțeles. Și tu te gândești la mine ca să mă pot odihni puțin sau cum? Da. Ești foarte așa drăguț. Așa e, dar eu pot să fac cel mai bine acolo. Sunt convinsă. Pentru că eu mă pricep.
tu te pricepi și tu ai fi și sărbătoritul, nu se poate fără dar tine. Tu știi, dar tu te pricepi? La ce? Să mă joc? Da. Da, mă pricep. Bine, atunci să văd, o să te invit la o petrecere. Te rog foarte mult, dar să-mi spui din timp și să-mi spui cum trebuie să mă îmbrac. Așa. Așa cum sunt mai acum? Mai întâi pui gluga pe cap. Ok. Apoi dai mâna așa. Apoi împingi mâna, da. Și după aia cealaltă. A, tu mi-ai explicat tehnic cum să mă îmbrac. Da. Dar să-mi iau o rochiță, de exemplu, sau să-mi iau pantaloni? Dar tu ai pantaloni acasă? Am pantaloni, sigur că da. Dar tu ai casă să... Tu trăiești la casă sau la bloc? La casă trăiesc. Și eu la casă. Și tu la casă. Casa ta, am înțeles că e undeva lângă pădure, nu? Da. Și și am și doi căței. Doi căței. Cum îi cheamă pe căței tăi? Pongo și Panda. Pongo și? Și Panda. Panda? Panda e cu mult alb și cu pete negre. Am înțeles. Ca un dalmațian. Da, da, și dar tu ai Pongo văzut... este cu mult negru. Mm-hmm. Dar tu ai văzut desenul cu dalmațian? Este cu urechile în sus. E... Pongo e cu urechile în sus, iar Panda cu urechile în jos. Mm-hmm. Și care e mai... Panda e cea mai obraznică. Iese pe poartă, aduce căpuși, purici, mordăciuni. De astea pe care noi nu le vrem în curte. Corect, corect. Dar tu ce ai vrea în curte? Ai, de exemplu, găinuțe? Da, noi vrem de astea ca să fie curată curtea. Corect. Și să nu fie mizerie de purici, de sigur, căpuși, că nu e, de mordăciuni. Nu e bine. Da. Dar tu cum se face că i-ai luat și pe mama și pe tata la emisiunea asta? Mai vorbim și cu ei sau vorbim păi noi? Într-o zi, Pongo a trecut prin gard cu prin gardul care avea țepi. Așa. Și și-a rupt piciorul. Vai de mine, și l-a dus la doctor? Piciorul ăsta din spate. Uh-huh. Și l-a dus la doctor? Da, la spital, adică a zis că la spital de cățești de pisici. Uh-huh. Și a fost curajos? Să-i pune bodniță, dar l-a dat jos și atunci s-a gândit să-l pună pe targă. Am înțeles. Dar el a fost curajos? A stat la tratament? Nu a fost curajos. Nu a fost curajos. Dar acum e bine? E sănătos? Da, e sănătos. Uh-huh. Dar văd că cu piciorul ăsta nu prea merge bine. Așa, poate trebuie să mai mergi la control cu el. Da, voi puteți să, dacă prea, aveți treabă. Nu prea aleargă bine, vreau să zic. Uh-huh, am înțeles. Dar când merge încet, e bine. Uh-huh. Dar când aleargă, spune-mi tu, tu știi de unde e tatăl tău? Din ce oraș? Din ce oraș e tatăl tău? Din România. E din Rom, corect, corect. Dar din ce, din ce oraș? E de undeva de lângă Marea Neagră, nu? De la plajă vine tata. Da. Momentul ăsta în care Victor vorbește atât de frumos și povestește atât de haios și îmi place foarte mult de tine, sunt foarte bucuroasă că ai venit la emisiunea asta. Momentul ăsta e posibil datorită faptului că la un moment dat v-ați întâlnit voi doi. Unde s-a întâmplat întâlnirea? Prima dată ne-am întâlnit la facultate, am făcut aceeași facultate de arte din Iași. Acolo doar ne zăream pe holuri. Și apoi relația s-a concretizat, ca să zic așa, la un proiect, la Teatrul Ceafăru, primul nostru proiect, Prințul Fericit. Am dat casting acolo amândoi. El a venit chiar de la Constanța cu șlapii plini de nisip. Era vară, din august. Am început repetițiile și acolo s-a înfiripat totul. Și am zis că să așteptăm să treacă proiectul, ca să nu disturbăm distribuția. Așa. Și erați practic colegi atunci și da, voiați să fiți da, colegi corecți în piesa asta. Corect, corect. Așa. Și atunci am spus, stai să vedem dacă trece proiectul și încă mai avem flama asta în suflet, înseamnă că trebuie să continuăm. Și existat. Flama a rămas și de câți ani e valabilă? Anul ăsta facem 11. 11 ani. Ce multă vreme a trecut? Sau ce puțină? Cum e? A trecut repede? A trecut greu? Când mă gândesc la cifra asta, din punctul nostru de vedere, da, e o cifră destul de importantă. Dar uneori parcă mai ieri ne-am cunoscut
Și zic eu că mai există așa lucru de descoperit între noi doi. Știu că de-a lungul timpului am tot văzut pe rețelele de socializare parte din postările voastre, bucăți din bucuriile voastre de zi cu zi. Și știu că cununia voastră a fost una specială. Ați ajuns într-o ținută cu totul nonconformistă la, acolo la starea civilă și cred eu că ați ridicat așa semne de întrebare. Oare ce-o fi cu oamenii ăștia? Cum a fost acolo? Da, suntem așa mai nonconformi și mai modești, ca să zic așa. N-am vrut să fie totul în aceea zi și atunci am preferat să mergem cu bicicletele la starea civilă. Ce s-a mai întâmplat atunci? Când am spus că urmăm noi, da, deci unde sunt mire? Zic, noi suntem mire, s-a uitat așa, noi, cum adică? Pentru că voi erați cu căștile pe cap. Exact, eram cu căștile pe cap, cu... Și am făcut un salt de bucurie acolo sau ceva, nu mai știu, ne-am luat de mână și am făcut, nu știu, am țipat pe acolo și mi-amintesc că ofițerul stării civile, ca și cum s-a uitat să a verificat buletinele, ăștia au voie sau să care-i se treaba, da, exact, da, ceva de gen. Muzica atunci, țin minte că au și oprit marșul ăla, s-a uitat, ok, nu e de ei, nu se potrivea. Și trebuie să spunem că Teodor Corban, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai Iașului și nu numai și ai României, un actor de teatru și de film, tatăl tău, un nonconformist și el, cred, prin definiție, cum a reacționat la ideea voastră și la ce ați vrut să faceți? A fost pro-total. Oricum, în general, părinții și, adică, implicit tata, m-a lăsat întotdeauna să fac ce vreau, ne-a susținut, bine, cât de cât ghidați. Și, oricum, el nu e cu nu, n-a fost niciodată, tot mai vorbesc la prezent, din păcate, niciodată n-a fost cu nunțile și cu... Evenimentele acestea acolo, care poate sunt prea scrobite, prea organizate. Exact. George, tu ai avut în familie artiști? Ai avut în familie actori? Sau cum te-ai dus pe drumul acesta? Nu. Sunt primul de acest gen din familie și i-am surprins cumva pe toți cu decizia asta a mea. Așa. Și... Nu-mi spune, ai medici, ingineri prin familie? Sigur, sau... sigur, așa, da. Normal. Sigur, evident, și, da. Obligatoriu. Și atunci... A fost un șoc pentru toată lumea, nici nu știa nimeni ce înseamnă. Băiatul nu știa o meserie cum trebuie. Actor, nu știa nimeni ce e asta, ce presupune. Așa. Nici eu nu știam prea bine, dar oricum... Simțeai că asta dar m-au susținut. Nu a fost niciun moment în care au zis nu faci chestia asta sau... Și acum reușiți să lăsați acolo în culise sau la repetiții personajele cu care lucrați, le aduceți și acasă, repetați și acasă? Cum e viața voastră? E inevitabil, mai repetăm și acasă. Câteodată e greu să le lași la teatru pe toate și atunci din când în când mai aduci ceva cu tine. Numai că așa se întâmplă în teatru. De cele mai multe ori nu aduci și chiar părțile cele mai bune ale unui personaj, dar până la urmă asta presupune meseria asta, să înveți să trăiești cu toate experiențele astea și să te obișnuiești. Și atunci ai zice că e un lucru bun, că acasă te așteaptă tot un actor care înțelege că ai venit cu niște părți Eu cred că ăsta este un avantaj. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart sigh? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideways and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, where to go, or say we're only dreaming. Now I'm here.
where we'll be, a thrilling chance.